montarea pe autovehicule a sistemelor de lumini suplimentare nestandardizate, care luminează puternic și intermitent pe timpul nopții, precum și atașarea accesoriilor pe parbriz, vor fi interzise. Asta prevede un proiect de lege ce se află în dezbatere la Camera Deputaților. Chiar dacă în prezent există o ordonanță care prevede toate aceste aspecte, o mare parte dintre șoferi nu țin cont de ea. Clasarea României pe locul 2 în Uniunea Europeană a reprezentat motivul ce i-a determinat pe deputat să elaboreze un astfel de proiect de lege. În opinia giurgiuvenilor, actul normativ ce ar putea fi adoptat nu reprezintă o prioritate. Ce părere aveți despre propunerea deputaților de a vă interzice să mai puneți cruciuliță pe parbriz? Cu asta nu sunt de acord, dar sunt de acord să nu mai fie pe parbriz, pentru că te incomodează la circulație. Credeți că asta este una dintre cauzele accidentelor rutiere? Dacă ar fi numai una, da, dar am văzut la unii geamul plin, parbrizul plin. Deci cu asta, una e un odorizant ceva și una fel și fel de te închin. Nu obișnuiesc să atașez cruciulițe pe parbriz. Consider că oricum aveau alte propuneri de făcut mai importante decât cruciulițele de pe parbrizul șoferilor. Dar credeți că acele cruciulițe vă împiedică vizibilitatea? Probabil că da, unii au o ocupație din a pune cruciulițe pe parbriz. Păi te împine, de fiecare face ce vrea. Altceva nu găsi de refăcut proiecte sau legi decât cu cruciulițele. Credeți că astfel de cruciulițe împiedică vizibilitatea în condus? Da, mai depinde cât e de mare și cruciulița. Sunt unii care pun câte 10 cruciulițe. O cruciuliță poți să o pui cât de mică, știi, tot cruciuliță. Nu mi se pare ok, sigur că nu. Chiar mă surprinde, nici n-am știut că... Împiedică o astfel de cruciuliță vizibilitatea în condus? Nu, absolut deloc, clar. Da, deci chiar e o prostie ce voi ei să facă. Ordonanța 195 din 2002 prevede faptul că folosirea luminilor de altă culoare decât cele prevăzute și aplicarea de afișe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea este interzisă. Cei care încalcă legea sunt sancționați contravențional și rămân fără certificatul de matriculare până la remediere. Valoarea sancțiunii minime pe care o poate plăti un șofer depistat cu această abatere este de 472 de lei.